Stimați membrii comisiei, onorată asistență, îmi permiteți să dau citire componențe comisiei. Deci, Manolache Vecislav, doctor, habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, USEF, președinte. Onoi Miha, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, USEF, secretarul științific. Gonceruc Svetlana, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, USEF, conducătorul științific. Potop Vladimir, doctor habilitat în educație fizică și sport, profesor universitar, Universitatea Ecologică din București, România, referent oficial. Grimatski Tudor, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Educație fizică și sport, referent oficial. Călăraș Corolina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de stat Ion Creangă. Referent oficial. Și-mi permiteți să vă prezint candidatul la titlul de doctor. Leșco Victoria. Deci, dumneavoastră va susține teza de doctor la specialitatea 533-04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație, cu tema Interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. Conducător științific, Gonceruc Svetlana, doctor în științe pedagogice, profesor universitar. Cuvântul se oferă secretarului științific pentru a da citire curriculum vitae. Mulțumim, domnul președinte. Așadar, Leșco Victoria, născută la 18 ianuarie 1987, educație și formare, 93-2004, școala medie din satul Rădieni, raionul Strășeni, 2005, diplomă de bacalaureat, 2005-2008, licențiată în științe politice, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, 2010-2012, magistru în analiză politică, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, 2014-2015, cursuri de utilizare a platformei Moodle în formare inițială și continuă, Universitatea de Stat din Moldova, 2014-2015, cursuri de formare, specialitatea modulul psihopedagogic, Universitatea de Stat din Moldova, 2016-2019, doctorat în științe ale educației în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Experiența profesională. Septembrie 2009-2018, lector universitar în cadrul Catedrei Științe Psihopedagogice și Socio-Umanistice a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. 2018 prezent, asistent universitar, Catedra Științe Psihopedagogice și Socio-Umanistice a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Dumnezeu are 15 publicații în total, dintre care 10 publicații sunt la tema tezei de astăzi. Are 3 publicații în reviste și celelalte sunt în cadrul manifestărilor științifice internaționale și naționale, culegeri și alte manifestări. Deci corespund cerințelor. Corespund cerințelor, da. Așa. Asta, da? Da. Cred că întrebări nu sunt la curriculum vitae. Atunci cuvântul se oferă doctoranții pentru a relata conținutul tezei. Mulțumesc. Mai este un punct. Onorată asistență, stimate domnule președinte, stimată conducător științific, distinși referenți oficiali, stimați invitați, spre atenția dumneavoastră, susținerea tezei cu titlul Interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. La etapa actuală, realitățile socioculturale determină necesitatea dezvoltării unor abordări inovatoare în proiectarea unor sisteme educaționale de diferite tipuri și niveluri. În condițiile în care volumul de forță fizică și valorile unui mod de viață sănătos cresc brusc și rapid, societatea pedagogică a semnalat tendința de a promova valorile educației fizice prin dezvoltarea, autodezvoltarea și autoperfecționarea fizică. Totodată, analiza literaturii de specialitate denotă că rămâne deschisă problema rolului prioritar al familiei și a utilizării eficiente a potențialului său educațional într-un sistem integral de educație fizică. Prin urmare, interacțiunea școlii și a familiei formează o condiție pedagogică pentru educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, realizată prin activități comune cu părinții, profesorii și elevii.
Scopul cercetării constă în determinarea, experimentarea și validarea modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, ce include fundamente teoretice și praxeologice ale acestui proces. În concordanță cu problema și scopul cercetării, am formulat următoarele obiective. Stabilirea reperelor conceptuale și teoretice ale educației fizice a elevilor de vârstă școlară mică prin studiul interacțiunii școală-familie, determinarea nivelului de dezvoltare și pregătire fizică a elevilor de vârstă școlară mică în contextul interacțiunii școală-familie, fundamentarea teoretică și elaborarea modelului pedagogic și a programei experimentale, argumentarea și valorificarea eficienței modelului pedagogic și a programei. Menționăm că obiectivul 1 a fost descris în cadrul capitolului 1, repere conceptuale ale educației fizice a elevilor de vârstă școlară mică, în care sunt examinate reperele științifice privind interacțiunea școală-familie și impactul educației fizice asupra dezvoltării personalității elevului de vârstă școlară mică. Sunt prezentate particularitățile psihofizice ale dezvoltării copilului din ciclu primar și sunt evidențiate istoricul, caracteristicile interacțiunii școală-familie, conținutul, componentele, formele și strategiile optime prin care poate fi consolidată relația școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. În cadrul capitolului 2, fundamente metodologice ale interacțiunii școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, este prezentat designul cercetării empirice, sunt descrise domeniul, etapele, materialul și metodele de cercetare. Totodată s-a desfășurat experimentul de constatare pe un eșantion de 265 de elevi ai claselor primare din școlile Rădeni, Romanești, Micăuți și Codreanca și părinții acestora. În cadrul capitolului 2 am urmărit analiza indicatorilor de sănătate, dezvoltare și pregătire fizică a copiilor de vârstă școlară mică, care a fost efectuată în baza studiului și analizei fișelor medicale, studiul atitudinii părinților cu privire la educația fizică și stilul de viață sănătos, prin care am determinat principalele probleme cu care se confruntă părinții și copiii în educația fizică, atât în școală cât și în familie, am determinat potențialul educațional al familiei, am elaborat modelul pedagogic și a fost configurată programa experimentală. Pentru aprecierea eficacității experimentului pedagogic de constatare, toți elevii au fost testați la o serie de indicatori, a cărui maximă semnificație este argumentată de cercetătorii în domeniu. În figurile 2.1 și 2.2 este ilustrată reprezentarea grafică a indicelor antropometrici a elevilor de vârstă școlară mică. Prin urmare, principalii indicatori ai dezvoltării fizice, greutatea corporală, înălțimea, excursia cutiei toracice, la elevii din clasele 1-a, 3-a, au tendință de creștere și acest fapt reflectă procesul de creștere și dezvoltare a elevilor de vârstă școlară mică, precum și caracteristicile individuale ale dezvoltării lor. Pentru a aprecia componenta fizică de dezvoltare a elevilor, a fost necesar a determina și nivelul de pregătire fizică a copiilor, care a avut loc prin teste motrice prevăzute de programa școlară la disciplina educație fizică, după cum urmează: alergare de subiecte, săritura în lungime de pe loc, ridicarea trunchiului din culcat dorsal, aplicarea înainte din stâmp pe banca de gimnastică, flotări din sprijin culcat, tracțiuni în brațe la bara fixă. Pe figurile 2.3 și 2.4 sunt prezentați indicii aptitudinilor motrice la elevii de vârstă școlară mică, supuși cercetării. Comparând rezultatele obținute cu normele prevăzute de programa școlară la educația fizică, putem menționa că nivelul de pregătire fizică, atât la băieți cât și la fete, nu ating valorile indicate la niciunul dintre parametrii testați, fapt ce influențează și gradul de morbiditate la copii. Totodată a fost studiată atitudinea copiilor față de educația fizică în baza unui chestionar special conceput. Răspunsurile oferite de elevi sunt prezentate pe figura 2.5. În baza rezultatelor înregistrate, trebuie să menționăm că elevii adoră lecțiile de educație fizică și cu plăcere participă la ele, le sunt pe placă în mod special activitățile de joc și cele dinamice. Lecțiile de educație fizică de 2 ori pe săptămână nu sunt suficiente pentru ei, un număr mic de elevi frecventează secțiile sportive și majoritatea nu fac gimnastică matinală.
și respectiv nu fac față standardelor curriculare ale educației fizice școlare. Este important a menționa că părinții joacă rolul principal în educarea copiilor de vârstă școlară mică și anume ei sunt cei care trebuie să le cultive dragostea pentru activitățile fizice și sport. Prin interpretarea rezultatelor experimentului de constatare, putem evidenția că 79,37% dintre părinți consideră că educația fizică este o componentă fundamentală a educației generale a copiilor. Totodată, aceștia afirmă că nu acordă atenția necesară activităților fizice organizate pentru copii și majoritatea cazurilor, aproximativ 88%, nu au un mod de viață sănătos. Explicând această situație prin lipsa timpului liber, 61,48%, și lipsa de cunoștințe privind educația fizică, aproximativ 39%. Trebuie să menționăm că aproximativ 47% dintre respondenți indică faptul că anume școala și profesorii de educație fizică trebuie să fie implicați în formarea intereselor copiilor pentru activitățile fizice. În rezultat, am ajuns la concluzia că este necesar un demers experimental care să conducă la inițierea parteneriatului școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. În vederea rezolvării problemelor sus menționate și cu scopul creierii unui mediu benefic pentru formarea și consolidarea sănătății și a unei organizări a procesului instructiv educativ și a educației fizice în mediul familial, a fost dezvoltat modelul pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, care este prezentat pe figura 2.6. Toate componentele modelului sunt interconectate între ele și vizează promovarea parteneriatului școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică și formarea unui mod de viață sănătos. Conform modelului pedagogic, a fost propusă programa experimentală pentru părinți, elevi și cadrele didactice. Accentul în programa noastră a fost pus pe formarea unor abilități necesare unei persoane de a lua decizia de a practica activitățile de educație fizică și de a adopta un stil de viață sănătos în familie. În baza studiului realizat, putem menționa că conținuturile propuse în cadrul programei pe parcursul anului școlar a fost asigurat activități comune cu părinții, profesorii și elevii și a vizat formarea unui mod de viață sănătos în familie. În cadrul capitolului 3, demersul experimental al interacțiunii școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, s-a realizat experimentul pedagogic de bază pe parcursul anului școlar 2018-2019 în condițiile gimnaziului Rădieni, Raionul Strășeni. Pentru realizarea experimentului s-au organizat două grupe experimentale de elevi din clasele a 4-a și părinții acestora. Astfel au fost întreprinse următoarele acțiuni. Evaluarea eficienței programei pedagogice, evaluarea stării de sănătate, a dezvoltării și pregătirii fizice și a reușitei școlare a elevilor de vârstă școlară mică și determinarea stilurilor educaționale în cadrul familiilor din grupele participante la experiment. În vederea implicării părinților în activitățile propuse în programa experimentală, putem menționa că s-a reușit schimbarea atitudinii lor din una negativ-pasivă în una pozitiv-activă. Astfel, părinții au acumulat competențe și abilități specifice domeniului de cercetare, au devenit capabili să soluționeze problemele cu care se confruntă copiii în activitățile fizice. De asemenea, 81,82% dintre părinți au început a manifesta interesul și dorința de a se implica în educația fizică a copiilor și nu se axează pe activitatea profesorului ca la începutul experimentului. Beneficiile educației fizice s-au dovedit a fi importante pentru dezvoltarea și pregătirea fizică a copiilor, după cum arată rezultatele sondajului. Relevant este faptul că a crescut numărul elevilor interesați de lecțiile de educație fizică și probele de sport de la 61% până la 78%, de vizionarea filmelor și emisiunilor TV pe teme sportive de la 66% la 77%, de frecventarea secțiilor sportive de la 23% la 34%,
de petrecerea timpului în aer liber de la 46 la 72, de studierea noțiunilor despre igiena personală și respectarea regimului zilei de la 50 până la 67, totodată elevii au afirmat că au permisiunea părinților de a frecventa secțiile sportive de la 94 până la 100%. În acest context, putem menționa că doar 17% dintre copii susțineau că părinții lor practică sportul, iar la sfârșitul experimentului observăm o creștere de 39%. Potrivit copiilor, părinții lor au început să practice exercițiile fizice în cadrul gimnasticii matinale, inițial 15%, final 27%. Aceste date reflectă perioada scurtă a studiului, dar, în perspectivă, vor avea tendința de creștere. În tabelul 3.1 și 3.2 sunt reflectați indicii statistici la testele ce definesc nivelul de pregătire fizică a elevilor înregistrați atât la testarea inițială, cât și la testarea finală. În ce privește indicatorii inițiali a nivelului de pregătire fizică a elevilor, trebuie să menționăm că nu au fost înregistrate diferențe semnificativ statistic. Făcând o analiză generală a rezultatelor finale în grupa experimentală, se observă foarte bine eficiența modelului pedagogic și a programei experimentale. Analiza rezultatelor finale la grupa experimentală s-a demonstrat o creștere semnificativă a tuturor indicilor de pregătire fizică evaluați, atât la fete cât și la băieți. În cadrul cercetării a fost analizată rata morbidității elevilor din grupa martor și experimentală. Prin urmare, la începutul experimentului, numărul cazurilor de îmbolnăviri la elevi atât din grupa experimentală cât și martor atingea 73%. Astfel, putem afirma că la sfârșitul semestrului 1, din cauza numărul cazurilor de îmbolnăviri, s-a testat un număr impunător de absențe, atât la fete cât și la băieții din ambele grupe. La sfârșitul experimentului, putem afirma că la elevii din grupa experimentală s-a schimbat semnificativ numărul absențelor. Astfel, în rândul fetelor, numărul zilelor școlare absentate din cauza îmbolnăvirilor a scăzut cu 91,9%. Iar la cele din grupa martor, se atestă o creștere a absențelor din cauza îmbolnăvirilor cu aproximativ 35%. La băieții din grupa experimentală, de asemenea, se observă o reducere semnificativă a absențelor din cauza îmbolnăvirilor cu 61%, iar la cei din grupa martor, numărul absențelor din cauza îmbolnăvirilor a crescut cu 11%. Analizând rezultatele reușite școlare, constatăm că în media generală la disciplinele de studiu, cu excepția educației fizice, în grupa experimentală a fost cu mult mai înaltă decât în grupa martor. Referitor la reușita școlară la disciplina educație fizică, s-au obținut următoarele rezultate. În grupa experimentală, la descriptorul independent, 77%, ghidat 23%, cu sprijin 0%. În grupa martor, la descriptorul independent, 23%, ghidat 68%, cu sprijin 9%. Aceasta confirmă încă o dată faptul că la elevii din grupa experimentală s-a observat o creștere a reușitei școlare atât la disciplina educația fizică, cât și la celelalte discipline școlare. În consecință, sistemul de activități desfășurat în conformitate cu programa experimentală la disciplina educația fizică a arătat o scădere a nivelului de morbiditate la copii, o îmbunătățire a reușitei școlare, a stării de sănătate, o intensificare activităților fizice pe parcursul zilei. Acest lucru este semnificativ mai ales atunci când se iau în considerare caracteristicile individuale ale copilului, nivelul de dezvoltare și pregătire fizică a copiilor. Pentru determinarea atitudinilor parentale, am aplicat chestionarul realizat de autorii Varga și Stolina, care a permis o descriere amplă a
atitudinilor parentale, în baza 5 scale atitudinale, stilul acceptare-respingere, cooperare, simbiotic, hipersocializare autoritară și stilul infantilizare. Ca rezultat, cadrul didactic va putea să coopereze cu familia, să fie mai aproape de copil, să înțeleagă stilul de viață a familiei, nivelul de trai al familiei sau valorile lor spirituale. Din cele 5 scale ale chestionarului, 2 reflectă imaginea socială dorită a relației părinte cu copilul și anume cooperarea și acceptarea, în timp ce celelalte, din potrivă, reflectă imaginea nedorită din punct de vedere a relațiilor părinte-copil. Trebuie să menționăm că rezultatele obținute pe toate cele 5 scale, în grupele martor și experimentală, nu au fost diferențe semnificative la începutul experimentului. La finalul acestuia, rezultatele demonstrează o creștere a numărului de părinți din grupa experimentală, care își acceptă copilul așa cum este, îi respectă individualitatea, caută să petreacă timp cu el, să-l ajute, să aprecieze abilitățile intelectuale și creative și să încurajeze inițiativa și independența. Dar totodată, părinții își doresc o relație simbiotică cu copilul, simt anxietate pentru copil și se străduiesc să-i satisfacă toate necesitățile și totodată să protejeze de problemele sociale ale societății. Modificarea rezultatelor din grupa experimentală se explică prin faptul că la desfășurarea activităților din cadrul activităților educaționale a programei și a antrenamentelor în cadrul cercului de educație fizică și sănătate de tip familial, au fost luate în considerare interesele părinților și ale copiilor și totodată au fost create condiții pentru interacțiunea personală dintre profesori și părinți cu privire la reușite, eșecuri, îndoieli, reflecții în procesul de educare a copiilor în familie. Totodată fiind utilizate diverse forme și metode de lucru educațional, care au ca scop crearea unei atmosfere de cooperare, interacțiune între școală și familie. Astfel, implementarea programei experimentale, urmată de compararea și diferențierea obținute la rezultatele copiilor din grupele martor și experimentală, a demonstrat că interacțiunea școală-familie facilitează pregătirea copiilor în cadrul procesului de educație fizică. În continuare sunt prezentate concluziile și recomandările. Permiteți-mi să nu le dau citire, deoarece sunt expuse în rezumatul tezei. Vă mulțumesc pentru atenție. Da. Mulțumim. Poftim întrebări. Da, poftim domnul profesor Grimanski. Vă rog foarte mult. De unde v-a venit ideea aceasta de a cerceta problema interacțiunii școlii și familiei? Vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, această idee și această temă vreau în primul și în primul rând să mulțumesc conducătorului științific, pentru că a fost ideea doamnei Conciaruc, care, în primul rând, îi vreau să-i mulțumesc pentru încrederea de a participa în acest proiect și cu această tematică. Deci tot meritul este a doamnei Conciaruc. În alegerea temei numai. Și nu numai. Activitatea, în cadrul proiectului, da. Principalul tema, să fie da. Foarte, este foarte meritul bine doctorandei. Da, mulțumesc foarte mult. Da, poftim, cine mai dorește? Poftim. Mulțumesc. Stimată pretendentă, două mici precizări. Care tip de motivație este propriu copiilor de vârstă școlară mică? Și explicați deosebirile de motivație la copil și la adulți, prima întrebare, și a doua întrebare, să identificați deosebirea esențială dintre mod sănătos de viață și stil sănătos de viață. Vă mulțumesc pentru întrebare. Referitor la prima întrebare, care tip de motivație este specific pentru copiii de această vârstă? La această vârstă, de fapt, trebuie să spunem că nu este formată o motivație stabilă la copii. Deoarece odată cu începerea școlii,
majoritatea părinților, cadrelor didactice, aleg să promoveze sau să susțină mai mult motivația extrinsecă la copii prin, eu știu, să zicem, prin promițând recompense, prin susținerea competiției, prin pedepse, ceea ce uită să stimuleze, să spună și să aducă aminte de fapt că învățarea poate aduce satisfacție, poate aduce plăcere, poate aduce bucurie, ceea ce stimulează, de fapt, motivația intrinsecă. Deci, motivele sociale pe care copiii le primesc de la adulți, în mare parte, sunt venite din familie. Deci, ceea ce stimulează părinții, aceea și copiii primesc. Dacă să fac o referire la motivația adulților, trebuie să menționez că se axează pe factori ca succesul, plăcerea, valorile, voința. Asta. Referitor la întrebarea a doua, ceea ce ține de deosebirea esențială dintre stilul sănătos de viață și modul sănătos de viață, trebuie să menționăm că literatura de specialitate atestă ambele concepte, și stil de viață sănătos și mod de viață sănătos, conferindu-le același sens. Astfel, reprezentând un model eficient de modelare a unui mod de viață sănătos, a unei vieți de calitate, prin alimentație sănătoasă, prin exerciții fizice regulate, practicarea exercițiilor fizice. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Cine mă poftim, domnul profesor Potop. După părerea dumneavoastră, această interacțiune între copii și părinți, școală și familie, care sunt problemele majore cu care se confruntă părinții și copiii în educația fizică, la școală și în familie? Vă mulțumesc pentru întrebare. În baza studiului realizat, trebuie să menționez că, într-adevăr, părinții și copiii se confruntă cu foarte multe probleme. În cazul părinților, trebuie să menționăm lipsa de cunoștințe, abilități, atitudini privind metodologia de practicare a exercițiilor fizice, lipsa timpului liber, lipsa dorinței, venitul financiar mic, stare de sănătate precoce. Totodată părinții au mai menționat o problemă, ar fi didacticismul autoritar și tonul moralizator al profesorilor în discuțiile cu părinții, ceea ce le îndepărtează pe aceștia de școală. Referitor la copii, am identificat următoarele probleme și cred că cea mai gravă ar fi din cauza volumului excesiv de activități educaționale la școală, de programa fiind supraîncărcată, nu, rămâne foarte puțin timp pentru activitățile fizice. Totodată trebuie să menționăm lipsa echipamentului sportiv, lipsa secțiilor sportive preferate pentru acești copii, lipsa de dorință de a practica o probă de sport, sau chiar și acele lipsa de cunoștințe necesare despre beneficiile educației fizice. Este neîndoielnică valoarea cercetării dumneavoastră pentru cadre didactice care au ce prelua și implementa în activitatea lor profesională pentru îmbunătățirea acestei frumoase discipline școală. Dar cu ce rămân părinții în urmă sau ce sugestii și recomandări lasă această cercetare pentru părinți? Deci ce învață ei din studiul respectiv? Vă mulțumesc pentru întrebare. Propunem pentru părinți, în primul rând, familiarizarea cu particularitățile educației fizice, implicarea în activitățile de educație fizică, motivarea copilului pentru a practica activitățile de educație fizică prin exemplu personal, evaluarea sistematică a
nivelului de dezvoltare fizică, a stării de sănătate, a pregătirii fizice. Totodată trebuie să menționăm educarea sau, să zicem, formarea unei agende a familiei care să fie centrată pe educația fizică a copilului sau pe modul sănătos de viață. Elaborarea unei programe a familiei sau unui program de exerciții fizice pe care să fie realizate în cadrul gimnasticii matinale. Sunt întrebări. Vă poftim, domnul Moiu. Doamna Victoria, dar puteți să... Doctor Conferențiar. Puteți să-mi spuneți care au fost activitățile realizate cu părinții, da, în cadrul cercului sportiv care a fost realizat și care a fost atitudinea acestora, știind în contextul globalizării, acum oamenii permanent sunt în mișcare, adică nu dispun de timp, permanent aleargă și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru întrebare. În cadrul Cercului de Educație Fizică și Sănătate de tip familial, am desfășurat mai multe activități cu părinții, printre care jocurile sportive, jocuri dinamice, diferite competiții, consultații, conferințe, participarea la evenimente sportive, excursii, toate acestea, desigur, că au avut un impact enorm asupra atât a părinților, cât și a copiilor. Deci, da, în metode și mijloacele dumneavoastră care le propuneți dumneavoastră, nu trat munca fizică la țară. Deci, v-ați trecut cercetarea la țară. Deci, de pildă, prășitul, tăietul lemnilor, chiar și deplasarea după vacă, să aducă vaca de pe deal. Tot e un lucru fizic. Categoric, suntem zis. Exact. Aici vreau să aduc și eu. În ultimul timp, da, să zicem, ultima perioadă, de fapt, observăm că copiii, și nu numai din oraș, dar și cei de la țară, din cauza, fie părinții sunt plecați, fie rămân cu bunieii, dar vedem totuși impactul tehnologiilor acestea informaționale, care chiar dacă sunt la țară, îi vedem cu acele telefoane, cu acele gadgeturi de care nu se pot debarasa. De ce? Părinții trebuie să opteze în continuare pentru munca fizică pe care și noi am avut-o în copilăria noastră și a avut un impact pozitiv asupra noastră. E tot un element de educație fizică, de dezvoltare fizică a copilului. În Da, și mai am o întrebare. Spuneți, dumneavoastră ați organizat cercetarea în satul Rebeș, da? Baza tehnico-materială în sat și sala sportivă, inventar, chestii, ori ați folosit alte metode și mijloace? Vă mulțumesc pentru întrebare. Vreau să menționez că în cadrul gimnaziului Rădei, într-adevăr, sala sportivă este dotată cu tot strictul necesar. Deoarece, bine, ca la nivel de administrație poate nu au atât de mari posibilități, dar sunt oameni care sponsorizează, care ajută școala și ajută copiii, în primul rând, pentru a duce un mod de viață sănătos și, într-adevăr, au tot ce este necesar pentru a realiza lecțiile de educație fizică, activitățile de joc, în condiții foarte și foarte bune. Bine, vă mulțumim. Mai sunt întrebări? Nu sunt. Atunci îi ofer cuvântul secretarului. Poftim domnul Onoiu. Mulțumim, domnul președinte. Stimați membri Comisiei de Doctorat, în primul rând aș vrea să subliniez faptul că dosarul pretendentei a fost prezentat la timp și corespunde tuturor cerințelor, iar actele prezentate în dosar corespund actelor normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. În continuare, o să dau citire obiecțiilor și sugestiilor expuse în acordul conducătorului de doctorat și membrilor Comisiei de Îndrumare, privind admiterea pentru obținerea publică a tezei, precum și celelalte avize care au parvenit de la alte instituții de cercetare științifică. Astfel, conform acordului conducătorului de doctorat și membrilor Comisiei de Îndrumare prezentat, cei din urmă punctează că teza este de o strictă actualitate, fiindcă identifică în mod oportun componentele procesului educațional prin interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică pentru formarea unui mod sănătos de viață. Totodată, conducătorul și membrii comisiei de doctorat punctează anumite obiecții și sugestii care se rezumă la revizuirea structurii și tehnoredactarea textului lucrării,
Completarea listei abrevierilor folosite în lucrare, unele nu sunt prezentate. De revăzut, formularea instrumentarului științific în corespundere cu titlul tezei, așteptările preconizate și rezultatul cercetării, analizarea, prezentarea figurilor și tabelelor, denumire, descriere în text, indicarea unităților de măsură, de prezenta concluzii după fiecare capitol în dependență de conținutul materialului, iar cele generale de completat cu date statistice, de verificat minuțios sursele bibliografice la care se fac trimite. Toate obiecțiile și sugestiile enumerate au fost îndeplinite, pentru care teza a fost admisă pentru susținere în cadrul Comisiei de Susținere Publică. De asemenea, au parvenit avize de la alte centre științifice cu privire la valoarea științifică și aplicativă a tezei și anume. Maximciuc Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Olăreanu Marius Viorel, doctor, conferențiar universitar, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ecologică din București, România. Pamfil Galina, directorul gimnaziului din Rădeni, raionul Strășeni. Braniști Gheorghe, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, șeful catedrei bază teoretică a culturii fizice, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Buftea Victor, doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru activitatea științifică și calitatea studiilor, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Puzur Elena, doctor, lector universitar, Institutul de Științe ale Educației. Cei vizați sublinează că teza se încadrează din punct de vedere științific în domeniul pedagogiei, tratând o problemă de mare importanță, iar soluțiile și propunerile propuse în rezultatul realizării de către autor a acestei teze vor fi utile profesorilor din învățământul primar, părinților, consilierilor școlari care vor fi interesați de găsirea unor strategii eficiente de consolidare a parteneriatului școală-familie în educație fizică. În contextul celor menționate, cei vizați sublinează că teza corespunde cerințelor actuale ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și merită a-i se conferi titlul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533-04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Da, vă mulțumim. Poftim pretendenta la titlu, imaginea avizorilor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au apreciat teza și sper să fie în continuare cu aceleași aprecieri. Mulțumesc! Da, bine, vă mulțumim. Cuvântul se oferă conducătorul științific, doamnei Gânceru Svetlana, doctor, profesor universitar. Poftim, doamna Svetlana! Domnule președinte al Comisiei de Doctorat, onorați membri ai Comisiei și cei prezenți. Înainte de toate, îmi permiteți să ne exprim respectul și gratitudinea pentru Universitatea de Stat de Educație Fizică, pentru școala doctorală, pentru membrii Comisiei de Îndrumare, pentru Catedra Științe Psihopedagogice și Socio-umanistice și catedrele de specialitate, care și-au adus contribuția la formarea doamnei Leșco în calitate de doctorantă, ce a fost capabilă să realizeze într-un timp util planul de studii doctorale și să finalizeze cercetarea cu teza de doctor prezentată astăzi. Am cunoscut-o pe Victoria Leșco și am apreciat potențialul ei în debutul activității profesionale la o vârstă avansului cognitiv remarcabil, ce se caracterizează prin atingerea celor mai înalte vârfuri în manifestarea capacităților de cunoaștere, intensificarea conștiinței de sine, a căutării asidue a identității de sine, a unicității și originalității. Renumiții savanți psihologi consideră acest stadiu ca ultima, cea mai complexă dintre marile etape ale dezvoltării, care favorizează aspirațiile unei personalități, precum este cea a doamnei Leșco, ci în cunoștință de scopurile pe care a vrut să le atingă, a căutat mijloacele adecvate pentru realizarea unei lucrări de doctorat de valoare. Este de asemenea caracteristică pentru acest stadiu amplificarea mecanismelor metacognitive care se exprimă prin preocupări pentru perfecționarea gândirii și prin cristalizarea unui stil intelectual propriu. Toate acestea, precum și trebuințele de
autorealizare, autoafirmare, interesele cognitive formate anterior, identificare vocațională, motivație, conceptul de viață, sistemul propriu de valori, idealul de viață, aspirațiile puternice, manifestările volitive i-au permis Victoriei să coreleze eficient activitatea didactică cu cea științifică. În mediul social și profesional, Victoria s-a manifestat drept o colegă agreabilă, deschisă spre dialog și colaborare, ajutor reciproc, manifestă viziuni moderne asupra procesului educațional și acelui investigațional, aplică frecvent tehnologii informaționale atât în procesul educațional cât și în cel de cercetare științifică. Merită menționate și înalta ținută etică, integritatea personală, simțul acut al responsabilității în toate activitățile pe care le realizează. Victoria este o persoană onestă, punctuală, obiectivă, altruistă, corectă, atât în relațiile profesionale, cât și în cele sociale. Toate aceste calități, completate de perseverență și asiduitate, i-au permis Victoriei să finalizeze cu succes teza propusă astăzi distinției comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim. Deci trecem la referenți oficial și începem cu doamna doamna Călăraș, doctor în științe pedagogi, conferențiar universitar, Ion Creangă, universitate, da? Poftim. Vă mulțumesc frumos, ca să nu-mi scape ceva, o voi da citi recenția la teza de doctor în științe ale educației, elaborată de doamna Leșco Victoria, cu tema interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevelor de vârstă școlară mică, specialitate 533, funcția 4, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Actualitatea temei interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevelor de vârstă școlară mică este evidentă, deoarece educația fizică a elevelor de toate vârstele reprezintă o componentă generală a educației ca proces de formare-dezvoltare multilaterală a personalității umane în creștere. Totodată, educația fizică școlară reprezintă o formă de bază de organizare a procesului instructiv-educativ care are ca scop dezvoltarea și fortificarea fizică a elevilor, formarea priceperilor și deprinderilor motrice și formarea, consolidarea trăsăturilor pozitive de caracter. Cu alte cuvinte, educația fizică, ca disciplină școlară, are un impact direct și semnificativ asupra fortificării sănătății elevilor pe plan fizic, mental, emoțional și moral-spiritual. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, ca agenție specializată a ONU, acordă o importanță deosebită educației fizice și sportului, subliniind că acestea contribuie la îmbunătățirea formei fizice și a sănătății umane, la sporirea productivității muncii, la diminuarea delicvenței, violenței, criminalității și toxicomaniei în societatea contemporană, la soluționarea problemelor sociale, politice și economice și, nu în ultimul rând, la prelungirea vârstei active de muncă și la ameliorarea vieții persoanelor în vârstă și a persoanelor dezavantajate fizic. Astfel, educația fizică a copiilor, a elevilor și a adulților reprezintă condiția de bază privind formarea, dezvoltarea armonioasă a personalității umane pe tot parcursul vieții. În acest context se conturează rolul familiei ca micromediu social și factor primar de socializare eficientă a copiilor prin intermediul asimilării sau interiorizării a modelelor parentale demne de urmat, și rolul instituției educaționale ca micromediu social secundar, care asigură organizarea și desfășurarea procesului educațional centrat pe cel ce învață, adică pe respectarea particularităților de vârstă și individual tipologice ale elevilor. Prin urmare, interacțiunea pozitivă și sistematică a școlii și familiei în vederea educației fizice a elevilor reprezintă o altă condiție indispensabilă formării dezvoltării armonioase a personalității copilului în creștere.
Așadar, cercetarea realizată se înscrie perfect în coordonatele științelor educației și direcțiile de cercetare din țară și abordează problema de determinare și validare a fundamentelor teoretico-aplicative ale interacțiunii școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. Analiza textului prin urmărirea realizării scopului și obiectivelor cercetării a permis să observăm structura ei logică. Astfel, în reperele teoretice, doctoranda face precizări conceptuale privind impactul educației fizice asupra dezvoltării morale, psihice și estetice ale personalității elevului de vârstă școlară mică. Explică efectele negative ale progresului tehnico-științific asupra mentalității și sănătății fizice umane, care se manifestă prin scăderea volumului de activitate fizică motrice, hipokinezia și hipodinamia și evidențiază consecințele acestora asupra organismului uman. Boli endocrine, neurologice, oncologice, cardiovasculare, locomotorii, respiratorii și digestive. Elaborează, expune și explică dezideratele educației fizice ale elevilor organizate pe 4 dimensiuni. Vitalitatea biofizică a corpului, a copilului, capacitatea motrice a copilului, starea de sănătate și cunoștințele necesare privind organizarea și desfășurarea educației fizice. Tot în acest capitol, doctoranda analizează istoricul și caracteristicile interacțiunii școală-familie din perspectiva marilor filozofi, pedagogi și psihologi, explică principiile fundamentale de relaționare eficiente cu copilul în familie și la școală, prezintă interpretările ale interacțiunii școală-familie din perspectiva marilor cercetători din domeniul științelor educației, precizează dimensiunile interacțiunii școală-familie și deduce finalitățile de bază ale interacțiunii școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. Considerăm o reușită a doctorandei prezentarea tendințelor actuale privind interacțiunea dintre școală și familie și în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, corelată cu modelele și teoriile referitoare la funcționarea interacțiunii școală-familie și cu formele tradiționale și netradiționale de colaborare școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, organizate în figuri și explicate textual. Menționăm că merită o atenție deosebită conținutul valoros al paragrafelor 1-3, particularitățile dezvoltării psihofizice ale elevilor de vârstă școlară mică, și 1-4, specificul educației fizice a elevilor de vârstă școlară mică în cadrul familiei, care, în opinia noastră, pot fi materializate într-o lucrare metodologică destinată părinților și cadrelor didactice pentru optimizarea cunoașterii particularităților psihofizice ale elevilor de vârstă școlară mică și pentru eficientizarea comunicării relaționării copil-adult în familie și la școală prin intermediul variatelor activități de educație fizică. Utilă și necesară găsim precizarea potențialului educațional al părinților privind fundamentarea și desfășurarea educației fizice în familie ca parte componentă a modului sănătos de viață, care reprezintă condiția de bază pentru formarea imaginii de sine, stimii de sine și conștiinței de sine la copil. Aici găsim binevenită identificarea și analizarea condițiilor și mijloacelor de optimizare a procesului de educație fizică în familie. Concluziile la capitol sunt modeste și nu reflectă pe deplin contribuția autorului privind precizarea reperelor teoretice ale educației fizice a elevilor de vârstă școlară mică din perspectiva interacțiunii școală-familie și elaborarea instrumentelor teoretice materializate în numeroase figuri și tabele. În capitolul experiențial, doctoranda a prezentat designul cercetării, unde sunt identificate etapele cercetării empirice, preliminară, de constatare și finală. A descris metodele de cercetare a fenomenului de interacțiune școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, aplicate în experiment. A precizat fundamentele teoretico-aplicative ce stau la baza cercetării vizate. A identificat și explicat etapele experimentului pedagogic și a prezentat metodologia aplicată la fiecare etapă a experimentului pedagogic de constatare, valorificare și validare.
Experimentul de constatare s-a desfășurat în școlile primare din Rădeni, Românești, Micăuț și Codreanca, raionul Strășeni, pe un eșantion reprezentativ format din 265 elevi ai claselor primare, băieți și fete, și părinții acestora, și au urmărit colectarea și analiza indicatorilor de sănătate, de dezvoltare, de pregătire fizică a copiilor de vârstă școlară mică și de determinarea potențialului educațional familial, condiții, mijloace de educație fizică în familie, stil educațional și climat familial. Impresionează varietatea instrumentelor de cercetare aplicate asupra elevilor și părinților în vederea constatării stării de sănătate, de pregătire fizică, de dezvoltarea copiilor din treapta învățământului primar, de determinarea rolului educației fizice în cadrul școlii și familiei și de precizarea a potențialului educațional familial, după cum urmează. Teste și metode pentru studierea nivelului dezvoltării fizice a copiilor, testarea taliei și a excursiei cutii toracice, teste și metode de studiere a nivelului de pregătire motrice, fișa de determinare a potențialului educațional al familiei, chestionarul privind determinarea rolului educației fizice în cadrul școlii și familiei, chestionarul pentru determinarea atitudinii elevilor de vârstă școlară mică față de educația fizică în școală și familie și chestionarul de identificare a stilurilor educaționale abordate în familie. Foarte bine sunt prezentate rezultatele experimentului de constatare desfășurat pe parcursul anului de studii 2017-2018 în școlile sus menționate, obținute prin metoda sociometrică. Clară este aprecierea dinamicii de vârstă din perspectiva indicilor antropometrice a elevilor de vârstă școlară mică, a dinamicii dezvoltării și pregătirii fizice a elevilor pe parcursul anului școlar, de realizare a normativelor corespunzătoare nivelului de pregătire motrice a elevilor, a stării fizice de sănătate a elevilor pe parcursul anului școlar, de distribuire a elevilor conform grupelor de sănătate, a atitudinii părinților și a elevilor de vârstă școlară mică față de educația fizică și modul sănătos de viață. Binevenită și explicită găsim reprezentarea textuală și grafică a rezultatelor experimentului de constatare în numeroase figuri și tabele cu indicarea genului copiilor, băieți și fete, părinților, mame și tați, precizarea vârstei părinților, statutului familial, mame singure, familiei monoparentală sau ambii părinți, familie nucleară și precizarea altor persoane implicate în educația copiilor, bunici și alte rude. Considerăm utilă precizarea, analizarea și aprecierea textuală și grafică a problemelor vis-a-vis de componența familiilor implicate în experiment, veniturile materiale ale acestora și potențialul său educațional. În același capitol, un interes științific deosebit deține etapa finală a cercetării empirice, care s-a desfășurat în anul de studii 2018-2019 în gimnaziul Rădeni, raionul Strășeni, care a avut ca scop integrarea familiei și a școlii în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, promovarea sănătății, educația morală și intelectuală, organizarea timpului liber în familie și formarea unui stil de viață sănătos în familie. Menționăm că merită o atenție deosebită partea formativă a experimentului pedagogic cu elaborarea și prezentarea instrumentelor fundamentale ale cercetării vizate. Model de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică și programa experimentală de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. Reiterăm că structura modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică cuprinde următoarele părți componente. Finalitățile de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, care constau în promovarea parteneriatului școală-familie în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică și formarea unui mod sănătos de viață. Obiectivele educației fizice a elevilor de vârstă școlară mică corelate și realizate la nivel de școală și familie. Conținutul parteneriatului educațional școală-familie organizat pe 4 blocuri care sunt precizate și desfășurate în programa experimentală de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică,
Componenta tehnologică care conține strategiile de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică, componenta diagnostică ce cuprinde instrumente de organizare a experimentului medical complex, examenului medical complex, teste și metode de determinare și analizare a stării de sănătate, metode de evaluare a reușitei elevilor și chestionare, și chestionare de precizare a calității relațiilor părinte-copil, și componenta evaluativă care conține strategii, forme și metode de evaluare a interacțiunii școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. Toate componentele modelului pedagogic sunt interdependente și eficient corelate cu programa experimentală de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, care a fost valorificată prin realizarea procesului educațional asupra elevilor din clasa a patra și a patra și părinții acestora repartizați pe două grupe, grupa experimentală, 11 băieți și 11 fete și părinții acestora și grupa martor, formată din 11 băieți și 11 fete și părinții acestora. Procesul de implementare a programei experimentale a parcurs trei etape, după cum urmează: etapa analitică și organizațională, etapa de proiectare și etapa analitică și corecțională. Capitolul experimental elucidează modalitățile de organizare și desfășurare a experimentului pedagogic formativ, având ca scop validarea eficienței modelului pedagogic și a programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică, care s-a implementat în cadrul cercului de educație fizică și sănătate desfășurat săptămânal. În acest capitol, autoarea explică textual și reprezintă grafic rezultatele sondajului desfășurat asupra părinților din grupa experimentală în comparație cu grupa martor, privind evaluarea cunoștințelor și competențelor de educație fizică a copiilor în familie, formate la părinți pe parcursul anului școlar 2018-2019. Astfel s-a realizat analiza comparativă de apreciere a stării de sănătate a copiilor, indicii inițiali și finali. S-a precizat numărul de cazuri de îmbolnăvire ale copiilor pe parcursul anului, inițial și final indice, s-a verificat implicarea părinților în activitățile fizice ale copiilor pe parcursul anului școlar, indice inițial, final, s-au determinat dificultățile cu care se confruntă părinții în educația fizică a copiilor, indice inițial și final, s-au colectat opiniile părinților referitoare la îmbunătățirea stării fizice a copiilor, indice inițial și final, s-au identificat factorii ce influențează educația fizică a copiilor, indice inițial și final, s-au precizat formele de educație fizică preferate de copii, indice inițial și final, și s-au analizat indice inițial și final privind determinarea stilurilor educaționale în grupele experimentale și martor. Relevante și semnificative sunt rezultatele analizei comparative a indicilor inițiali și finali ai nivelului de dezvoltare fizică a subiecților, grupelor experimentale și martor de copii. Rezultatele analizei comparative a indicilor inițiali și finali ai testării activității motrice a grupelor experimentale și martor de băieți și fete. Rezultatele analizei comparative a indicilor inițial, final, la testul alergare de suveică a grupelor experimentale și martor de băieți și fete. Rezultatele analizei comparative a indicilor inițial, final, la testul săritură în lungime de pe loc a grupelor experimentale și martor de băieți și fete. Rezultatele analizei comparative a indicilor inițial, final, la testul ridicarea trunchiului din culcat dorsal în 30 secunde a grupelor experimentare și martor de băieți și fete. Rezultatele analizei comparative a indicilor inițial, final, la testul aplicare înainte din stând pe bancă de gimnastică a grupelor experimentale și martor de băieți și fete. Rezultatele analizei comparative a indicilor inițial final la testul flotări din sprijin culcat cu mâinile pe bancă de gimnastică a grupelor experimentale și martor de fete. Rezultatele analizei comparative a indicilor inițial final la testul tracțiuni în brațe la bară fixă a grupelor experimentale și martor de băieți.
Semnificative și evidente considerăm rezultatele cercetării asupra analizei ratei de morbiditate a elevilor din grupele experimentale și martor pe parcursul anului școlar 2018-2019. În baza acestora putem observa că s-a micșorat numărul absenților din cauza infecțiilor respiratorii și a crescut reușita școlară atât la disciplina educație fizică, cât și la celelalte discipline școlare. Reieșind din cele relatate, menționăm că scopul, obiectivele și ipoteza cercetării au fost reușit soluționate prin elaborarea și validarea modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, inclusiv prin implementarea, valorificarea programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. Ambele instrumente fiind bine corelate și fundamentate epistemologic în partea teoretică și metodologică a cercetării. Profunzimea interpretărilor rezultatelor cercetării este evidentă și susținută de un evantai bogat de instrumente de cercetare constatativă și formativă. Structura tezei corespunde cerințelor stipulate în ghidul ANACEC privind redactarea tezei de doctor și cuprinde foaia de titlu, foaia privind dreptul de autor, cuprinsul, adnotarea în trei limbi, lista tabelelor, lista figurilor, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, teoretic, metodologic și experimental, concluzie și recomandări, bibliografie și anexe. La teză sunt anexate actul de implementare a programei experimentale, adeverința elaborată de Departamentul de Formare Profesională Continuă al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul doctorandei. Lectura acestei lucrări coerente, finalizate, fundamentale și inteligente este ușoară și plăcută. Limbajul științific este exact, explicit și pe înțelesul practicienilor din domeniul științelor educației. Suntem convinși că toate instrumentele metodologice elaborate și validate în această cercetare prezintă mare interes științific și valoare aplicativă și pot fi implementate cu succes pentru integrarea școlii și familiei în dezvoltarea fizică a copiilor de toate vârstele și nu în ultimul rând pentru promovarea modului sănătos de viață cu toate componentele sale indispensabile. Concluziile și recomandările sunt concludente și reflectă rezultatele științifice, teoretico-aplicative ale cercetării pe deplin. Recomandările sunt bine formulate și utile pentru trei categorii de beneficiari, factorii de decizie, cadre didactice și părinți. Interesul și aportul doctorandii privind optimizarea parteneriatului școală-familie pe variate dimensiuni ale educației copiilor este semnificativ și materializat în 10 articole științifice publicate în reviste și culegeri științifice. Structura și volumul rezumatului tezei de doctorat în științe ale educației cu tema interacțiunea școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică corespunde cerințelor stipulate în ghidul ANACEC și reprezintă o sinteză a cercetării științifice ce reflectă conținutul acesteia. Structura rezumatului cuprinde reperele conceptuale ale cercetării cu actualitatea și importanța temei abordate, descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemei de cercetare, aparatul categorial științific al cercetării, sinteza capitolelor, concluziile și recomandările, bibliografia, lista publicațiilor autorului la tema tezei, adnotarea în trei limbi, foaia de titlu suplimentară și datele de tipar. Menționăm că volumul rezumatului nu depășește 35 de pagini. Totodată menționăm că venim cu câteva sugestii de îmbunătățire a cercetării. Nu putem fără acestea. De elaborat un mic glosar de termeni pentru cadre didactice și părinți care să conțină așa concepte ca valeologie, hipokinezia, hipodinamia, asanare, stil sănătos de viață, mod sănătos de viață. De
de redactat elementele componente ale modelului de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, după cum urmează, obiectivele educaționale, care cuprind obiectivele de instruire și educație și urmăresc procesul de dezvoltare a personalității elevului. De completat rubrica conținutul parteneriatului educațional cu școală familie privind educația fizică a elevilor și de modificat denumirea blocului de dezvoltare și pregătire fizică în bloc metodologic și blocul de educație morală în bloc de educație multilaterală sau armonioasă. Menționăm că interogațiile expuse și sugestiile realizate nu diminuează valoarea investigației efectuate, ci stimulează interesul doctorandei pentru continuarea cercetării științifice privind educația fizică a elevilor din perspectiva parteneriatului, interacțiunii, școală-familie. Așadar, în conformitate cu cele expuse în textul științific al lucrării și cu valorile elaborate în cadrul cercetării, considerăm că Leșco Victoria merită pe deplin conferirea gradului științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533.04 educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Cu ce și vă felicit, doamna pretendentă la grad științific și doamna conducător științific. Mulțumim. Poftim, doamna doctorantă. Vă mulțumesc frumos pentru acest aviz, această recenzie. Referitor la sugestiile recomandate și propuse de dumneavoastră, ar dori să doar să menționez faptul că acest glosar de termeni a fost realizat, doar că a fost prezentat părinților în mapa la ședințe. Dar vom ține cont de sugestiile dumneavoastră și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Bine, vă mulțumim. Cuvântul se oferă domnului profesor Grimalski. Poftim referent oficial. De jur, domnul profesor. M-a încălzit, prietul colo și pe mâna. Președinte, Veslav Novaki, secretar științific, domnul Mihnul Noi, stimați referenți oficiali, onorată asistență, teza de doctor științe ale, ale educației cu tema interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, reprezintă rodul efortului a doamnei Leșco Victoria, a conducătorului științific profesor universitar Gonciarul Svetlana, a școlii de doctorat director profesor universitar Valeriu Jurat și colectivului cadre didactice ale școlii de doctorat. În privința formării competenței științifice a doamnei Victoria. Scopul pe care și le-a propus lucrarea științifică a fost acela de a contribui în mod eficient la dezvoltarea fizică, pregătirii motrice, reușitei școlare a elevilor de vârstă școlară mică în contextul interacțiunii școlii și familiei. În cadrul cercetării științifice s-au fundamentat experimental trei fenomene de tranziție științifice, din punct de vedere filozofic. Este vorba în vederea transferului de la un proces la altul. Primul fenomen științific se consideră conceptul interacțiunii școlii și familiei. Poate fi la diferite obiecte de studii, nu numai la educația fizică,
poate fi în sistemul educațional în genere. Dumnezeu s-a ales domeniul nostru, aproape de sufletul universității noastre. Al doilea fenomen este modernizarea și eficientizarea sistemului educațional de educație fizică. Al învățământului primar. Poate să fie și învățământul gimnazial, poate să fie învățământul liceal. Asta e o problemă destul de importantă. Ea și ales inițial copii mici, de vârstă mică. De acolo se începe procesul. Ca în viitor, acest fenomen de tranziție științifică poate să meargă strategic în gimnaziu, în învățământul liceal și poate să fie și învățământul superior, doctorat. Fiindcă copilul crește tot din ce mai mult. Oare nu este problema familiei, școlii? Da, ar rămâne întotdeauna problema de bază. Deci acest principiu de modernizare a eficienței este bazat pe standarde de învățământ care au fost elaborate în centrul UNICEF la mijlocul anilor 90 în Florența și în cadrul Republicii Moldova, standardul de învățământ s-a început în tocmai din 90, unde am fost eu ca coordonator acestor standarde. Și am luat cu mine, dacă aceste standarde sunt 13 puncte de bază, este școlii prietenoase copii. Asta este idealul acel care Dumnezeu își ales această temă. Și tocmai este problema centrată pe familie, centrată pe școală, pe societate. Bravo! Mulțumesc! Al treilea fenomen științific este formarea și dezvoltarea unei personalități a elevului multilateral dezvoltate prin intermediul interacțiunii școlii și familiei. Atitudinea cadrelor didactice față de copil. Atitudinea părinților față de copil în creștere. Aceste fenomene din tranziție, din punct de vedere filozofic, constituie un salt, triplu salt. Este un salt, două și trei salturi care este extraordinar de mare în cadrul educației și a sportului universitar. Un salt calitativ, este unitar în cercetarea de față, unde se pune în centru investigației copilul de vârstă școlară mică, școala, al doilea, și familia. Copilul este plasat în centrul reformei educaționale, prin intermediul interacțiunii școlii și familiei. Școala, ca instituție de învățământ, este o sursă de formare, dezvoltare a cunoștințelor, capacităților și a atitudinilor prin activități educaționale interne și externe, extrașcolare, unde intră și acțiunea a educației fizice extrașcolară. Familia încurajează copilul pentru a se face să progreseze, să dezvolte spiritual, funcțional și fizic, creează condiții de dezvoltare, perfecționare și modificare a vieții ca formă superioară de mișcare, prin intermediul activităților de educație fizică. Accentuez ideea problemei de cercetare a procesului de acțiune a școlii și familiei este superioară, așa consider, este originală, este modernă,
de valoare educațională strategică. În baza studiei literaturii de specialitate, a documentelor școlare, observații pedagogice, cercetări sociologice, autoarea a formulat cu o gândire științifică profesională, problema științifică direcționată spre un studiu complex, extrem de variat, asigurând scopul, obiectivele și metodele de cercetare, direcționată asupra interacțiunii școlii și familiei în predarea învățării disciplinii educația fizică în învățământul primar, pentru crearea modului de viață sănătos, comportamentului adecvat și atitudinii părinților față de valoarea educației fizice și sport. În experimentul constatativ și cel de bază s-au argumentat științific eficiența modelului pedagogic operațional și programa experimentală de interacțiune a școlii și familiei în educația fizică elevilor de vârstă școlară mică, aprobat la ședința Comisiei Metodice a Învățământului Primar din Gimnaziul Rădeni, Raimondul Strășeni, din 5 martie 2018 și implementat în practică. Rezultatele performante s-au deschis în baza atitudinii pozitive a cadrelor didactice a școlilor, a părinților față de copil, modificând stilul de comunicare, de cooperare, hipersocializare a grupului experimental, argumentat statistic, prezentat însă sub capitolul 3.4, impactul programei experimentale asupra stilurilor educației în familie, pagina 118-120 al tezei. În finalul studiului științific, valorificat, doamna Leșco Victorie prezintă 10 concluzii care au legătură strânsă cu conținutul lucrării, scopul și obiectivele cercetării. Sunt formulate recomandări eficiente pentru integrarea școlii și familiei, a spațiului educativ în formarea personalității elevului, destinate cadrelor didactice și părinților. Problema cercetării științifice înaintată de către Leșco Victorie cu privire la interacțiunii școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică este una din cele mai valoroase și actuale în sistemul de învățământ. Teza de față vine să umple un rol, un gol real și adânc resimțit în școală și familie. Ea devine un mijloc de studiu ce facilitează trăirea acelor principii ce se doresc aprofundate praxeologic în comportamentul interacțiunii școlii și familiei în domeniul educației fizice. Consider că teza este finalizată, valorificată și fundamentată științific și experimental, relevantă și merită a îi se conferi titlul de doctor în științe al educației doamnei Leșco Victorie la specialitatea respectivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, poftim, doctorandă. Și eu vă mulțumesc, domnul Tomaschi, din suflet pentru aprecierile date. Cum ai vrea să vă acum, iarăși mă încălzesc. Cuvântul se oferă precedentul oficial în potoc Bova, doctor habilitat, profesor Universitat București, Universitatea Ecologică. Domnul președinte, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, onorată conducătorul, teza de doctor în știința de educației doctorante în Leșco Victorie cu tema
interacțiunea școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică, specialitatea 533.04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Actualitatea și importanța temei abordate reiese din faptul că autoarea evidențiază necesitatea pregătirii copiilor de vârstă școlară mică prin implementarea practică eficientă a experienței teoretice a educației fizice și de dezvoltarea unor noi modele pedagogice pentru îmbunătățirea interacțiunii pedagogice dintre școală și familie în educația fizică, va ajuta elevii să fie sănătoși și viabili, să consolideze sănătatea fizică și să formeze valorile unui stil de viață sănătos. Teza doamnei Leșco Victoria se încadrează în cerințele metodologiei de redactare a unei lucrări de doctorat. Este structurată pe 3 capitole, concluzii generale și recomandări. Teza este susținută de 213 de titluri bibliografice, atât din literatura autohtonă, cât și din cea străină. De asemenea, teza este ilustrată de 40 figuri, 18 tabele și 14 anexe, iar rezultatele cercetării au fost publicate în 10 articole. Noutatea și originalitatea cercetării prezentate de doctorantă contribuie la dezvoltarea esenței și determinarea conceptelor de bază în contextul interacțiunii școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică. De asemenea, configurarea și validarea științifică a modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei a elevilor de vârstă școlară mică. Iar prin aplicarea practică a modelului și programe a condus la eficientizarea colaborării școală și familiei în educație fizică a elevilor. În primul capitol, autoarea se concentrează pe partea teoretică a cercetării, realizând o prezentare a cadrului documentar necesar susținerii și argumentării temei propuse spre cercetare. În această parte, a expus într-o manieră științifică de înaltă abordare, pe parcursul a 29 de pagini tehnoredactare, principalele aspecte teoretico-metodice selecționate din literatura de specialitate și opiniile personale privind tematica tezei. În ceea ce privește conținutul, doctoranta structurează acest capitol al tezei în 4 capitole și concluzii în care sunt examinate reperele științifice privind interacțiunea școală-familie și impactul educației fizice în dezvoltarea personalității elevului de vârstă școlară mică. De asemenea, sunt prezentate particularitățile psihofizice ale dezvoltării elevilor din ciclul primar și totodată sunt evidențiate strategii optime prin care poate fi consolidată relația școală-familie în educație fizică și sunt prezentate modele și teorii referitoare la colaborarea care este necesară să se stabilească între părinți și cadre didactice. În rezultatul studiului teoretico-metodologic s-a constatat că la etapa actuală specialiștii în domeniu mai puțin reflectă abordările ce țin de interacțiunea școală-familie în educația fizică, alegerea metodelor și mijloacelor de educație fizică în cadrul familiei. De asemenea, abordările teoretice și metodologice pentru îmbunătățirea activităților comune ale școlilor și familiilor în educația fizică a copiilor au fost insuficient dezvoltate. Pentru formarea unei viziuni de ansamblu asupra factorului care influențează semnificativ calitatea parteneriatului educațional, școală-familie în educație fizică, doctoranta a analizat unele dintre cele mai importante documente naționale și internaționale privind atribuțiile părinților și cadrelor didactice în procesul de educație, de educare a copiilor. Subliniem modul de prezentare a conceptelor în ordinea importanței, dar și străduința de alegeri a celor mai complete și sugestive delimitări. În capitolul al doilea, regăsim 6 subcapitole și concluzii parțiale, rezultatele ale unui experiment de tip constatativ care are ca obiectiv realizarea unei cercetări preliminare, ce asigură cadrul metodologic necesar desfășurării cercetării propriu-zise. Privind conținutul capitolului, doctoranta prezintă designul cercetării empirice, descrie domeniul, etapele, materialul și metodele de cercetare. Aici sunt prezentate o caracteristică generală a metodologiei de studiu aplicată în cadrul experimentului pedagogic.
Conform planului de cercetare a fost elaborată o scală complexă de evaluare a interacțiunii școlii și familie în educație fizică, care vizează domeniul psihofizic, domeniul psihomotric, domeniul relațional și domeniul pedagogic. Prin evaluarea integrală a acestor domenii s-a scos în evidență necesitatea elaborării unui model pedagogic de valorificare a interacțiunii școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică și a unui program experimental care să asigure eficacitatea colaborării dintre familie și școală în formarea unui stil de viață sănătos a copiilor de vârstă școlară mică. În conținutul capitolului 3 al tezei, doctoranda prezintă dimensiunea experimentală ale interacțiunii școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică, se referă la argumentarea datelor furnizate de experimentul de bază privind evaluarea eficienței programei experimentale de interacțiune a școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică, analiza indicelor nivelului dezvoltării și pregătirii fizice a elevilor de vârstă școlară mică, analiza indicatorul stării de sănătate și a reușitei școlare a elevilor de vârstă școlară mică, realizează interpretarea statistică și reprezentarea grafică a datelor de experimentul de bază. Sunt prezentate modalitățile de organizare și desfășurare a experimentului formativ, care și-a propus ca scop verificarea eficienței modelului pedagogic de interacțiune a școlii și familiei în educație fizică. În această secțiune este ilustrat impactul programului experimental asupra inițierii elevilor de vârstă școlară mică și a părinților lor în practicarea educației fizice și care a fost implementat de către doctorantă prin compararea și evidențierea diferențelor obținute între rezultatele copiilor din grupul experimental și MATUL, demonstrând că interacțiunea școală-familie facilitează pregătirea copilului în educație fizică. În concluzii, general recomandări sunt sintetizate, rezultatele investigațiilor fiind de asemenea prezentate limitele acestei cercetări, ce constituie totodată și recomandări pentru cercetările viitoare. Cele menționate permit să afirmăm că teza de doctor cu tema interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică, autor Leșco Victoria, corespunde în general cerințele ANACEC al Republicii Moldova față de acest gen de lucrări, iar autorul tezei merită să îi se confere titlul de doctor în științe ale educației la specialitatea 533.04 educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, portim, doctorantă! Vă mulțumesc mult! Da, bine, poftim. Trecem la dezbateri, discuții. Cine dorește din oaspeți? Nu sunt doritor, da? Da, poftim domnul profesor, doctor habilitat Buftea Victor. Observ o abordare îndrăzneață în subiecte care la prima vedere par a fi foarte elementare. Dar totodată de acolo începe și avansarea, nu știu, tânărului copil în viitor. Acolo ne spun bazele educației și poate că clasele 1-4, care le-ați luat dumneavoastră în studiu, sunt inițiale. Poate că încep și de pe băncile școlilor preșcolare, în grupele mari, la vârsta de 6-7 anișori, în grădiniță, noi cunoaștem toți lucrurile acestea. Aici s-a menționat foarte multe laturi. Gândeam că o să atrag atenția și la latura educațională care o oferă strada, deoarece acest aspect este foarte important. Atunci când totul merge în linii generale, merge foarte bine, însă strada, din punctul de vedere, aș pune accent. Noi toți am fost copii și știm ce înseamnă acest lucru. Este apreciat acest, nu știu, proiect și, cum am spus și toți vorbitorii, ține de a fi dezvoltat în continuare, ca la anumite etape de școlarizare, fie alte etape ale vieții, acestea lucruri să fie în conlucrare, în colaborare,
în interconexiune, în interacțiune și cu siguranță o să ofere rezultat. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumim. Deci, altcineva nu este. Atunci trecem la discuții, deci membrii, dar recenzienții oficiali s-a spus părerea, deci prin recenzii rămânem noi doi. Poftim, domnul secretar. Mulțumim, domnule președinte. În primul rând vreau să menționez faptul că, într-adevăr, este o teză destul de actuală în contextul în care interacțiunea respectivă dintre școală, familie, copii din familie, pune accent pe aspectul, da, de a forma această, să spunem, tendință de a practica exercițiul fizic. Foarte îmbucurător este faptul atunci când am răsfăit teza că în programul experimental pe care l-a prezentat pretendenta la titlul de doctor în științele educației, se regăsesc foarte multe activități, anume care pun accentul pe interacțiunea respectivă, inclusiv eu fiind din domeniul turismului, se regăsesc și activități turistice, da, care știm că au o conotație aparte în acest aspect. Mie nu rămân decât să vă felicit, să vă doresc succes și sunt sigur că acel program experimental prezentat va fi implementat în instituțiile de învățământ, pentru că vedem în ce context suntem la ora actuală, datorită și pandemiei și altor condiții sociale. Eu sunt sigur că acest program va deveni pilot, da, în unele instituții de învățământ, pentru ca părinții, necătând la timpul puțin, la alte aspecte sociale care influențează modul de viață al nostru, să devin o tradiție, să spunem așa, ca să implici în activitățile, da, de educație fizică și sport a copilului. Succese, sănătate și realizări frumoase în continuare. Stimați membri ai comisiei, cum de doctorant, în altă asistență, e clar că actualitatea temei de astăzi e foarte actuală, pentru că, într-adevăr, noi ne aflăm astăzi într-o societate unde eu aș spune că și programul cel ce ține curricular în școală e foarte încărcat cu obiecte ceea ce țin de matematică, chimie, biologie și toate cele de anatomie, ce învață, tot ce învață copiii la școală. Și situația care o avem noi astăzi, cu calculatoarele, cu telefoanele mobile și toată tehnica care este astăzi pusă la dispoziția copiilor. Dar această temă, ea vine suplimentar a ajuta copilul prin intermediul și familiei care se implică și școlii. Ceea ce ține de aparatul științific, aparatul științific a fost selectat corect. Scopul și obiectivele cercetării reiese din tema aleasă, selectată. În primul capitol, doctoranta a argumentat din punct de vedere științific și a analizat, a făcut o analiză fundamentală la toate lucrările științifice care există. Deci, ieșind din acestea, a propus pentru cercetare o direcție nouă, o temă nouă de cercetare în acest studiu. În capitolul 2 a propus metodologia de cercetare care să rezolve cele obiective care au fost selectate și puse în lucrare. Deci s-au organizat foarte multe cercetări preventive, chestionări. E un lucru foarte important în chestia aceasta și în capitolul 3 Dumnezeu a demonstrat prin experimentul pedagogic tot ceea ce a propus dumneiei, metodologia care a propus-o, a demonstrat că este efectivă, are un rezultat practic fundamental și în legătură cu aceasta vreau să vă spun că toate
lucrările care au fost publicate de dumneiei redă conținutul tezei, concluziile și recomandările reiesă din lucrare, toate. A folosit foarte multe bibliografie la diferiți autori și de după hotare și din țara noastră. Deci, un lucru foarte esențial și, în sfârșit, vreau să vă aduc la cunoștință că, într-adevăr, după părerea mea, această lucrare corespunde cerințelor. Eu am scris aici un mic aviz, deci o să-l dau pentru dosar. Corespunde cerințelor înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, iar autoarea, Leșco Victoria, merită să-i se confere titlul științific doctor în știință al educației la specialitatea 533-04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Cu ce vă felicit! Și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Catedra de Psihologie, Pedagogia și Psihologie, s-a îmbogățit cu un doctor în știință în acest domeniu. Eu vă felicit și vă doresc succes. Acum noi trecem la altă întrebare. Noi trebuie membrii comisiei să evaluăm și să dăm notă. Vă rog pe ceilalți toți care nu au treabă și stimați membrii comisiei, stimate doctorante, onorată asistență, reieșit din rezultatele obținute în cercetare de către autor și luând în calcul aprecierile pozitive ale referințelor oficiali și neoficiali și de asemenea actualitatea, semnificația și valoarea practică a datelor experimentale obținute, Comisia de Susținere Publică la specialitatea 533-04, Educație Fizică, Sport, Kinetoterapie și Recreație, hotărăște. Teza doamnei Leșco Victoria, înaintată spre susținere publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, iar autoarea merită conferirea titlului științific de doctor în știință al educației la specialitatea 533-04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Comisia de doctorat să intervină către Senatul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport cu rugămintea de a aproba prezenta hotărârea Comisiei de doctorat privind conferirea titlul științific de doctor în știință al educației și transmiterea acestuia spre confirmare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova. A atribuit tezii de doctorat a doamnei Leșco Victoria cu tema Interacțiunea școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică, calificativul excelent. Deci, în vederea conferirii titlului științific de doctor în știință al educației doamnei Leșco Victoria, în baza susținerii publice a tezii de doctor cu titlul Interacțiunea școlii și familiei în educație fizică a elevilor de vârstă școlară mică, au fost prezenți 6 membri. S-a votat pro 6, contra 0. Secretarul științific, Onoi Mihai. Deci, unde e proiectul hotărârii? Da, noi proiectul hotărârii l-am votat, o votăm acum, ce facem noi, că nu. Da, putem să-l pus. Trebuie de pus la vot. Da, să punem cu data. Deci, ați făcut cunoștință cu proiectul hotărârii. Da. Sunteți de acord cu nota care a fost pusă astăzi. Deci, al primim întregime, da? Punem la vot. Cine e pentru a vota acest proiect de hotărâri, vă rog votați. Contra, obținuți, nu sunt. Vă mulțumesc.
Cuvântul se oferă ultima dată astăzi la, la acea ședință. Poftim, niciodată. Eu am citit numai ce proiectul de hotărâre. Mai puneți-o. Bun. Atunci... În proiectul de hotărâre, punctul 3, a atribuit tezei de doctor a doamnei Leșcu Victoria cu tema interacțiunea școlii și familiei în educație fizică a elevului de vârstă școlară mică, calificativul excelent. Președintele Comisiei Manole Chivislav, secretarul Onoi Mihai. Și comisia... Dați-mi voie și mie să vin cu un mesaj de mulțumire către toți cei implicați în această lucrare personală. Aș dori, în primul rând, să aduc mulțumiri speciale doamnei Svetlana Băcearuc, conducătorului științific, pentru încrederea acordată, pentru îndrumarea competentă, pentru atitudinea binevoitoare față de mine și ajutorul pe care mi l-ați oferit pe parcursul întregii cercetări. În mod deosebit, aș dori să mulțumesc domnului președinte Veceslav Manolache. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți președintele Comisiei de Doctorat, ceea ce este o onoare pentru mine. Vreau să mulțumesc acestei instituții pe care o conduceți, care a contribuit enorm la formarea și dezvoltarea mea. Sincere mulțumiri... Onoare pentru tine, teza ta și lucrarea care ai făcut-o. Mulțumesc. Sincere mulțumiri referenților oficiali. Vă mulțumesc enorm pentru această colaborare, pentru... că ați avut timp să mă ascultați, pentru sfaturile și sugestiile prețioase pe care mi le-ați oferit. Totodată aș dori să mulțumesc secretarului științific, directorului școlii doctorale, colegilor care m-au încurajat în momentele dificile. Și în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc familiei mele pentru înțelegere, sprijin pe care mi l-au acordat pe parcursul aceste perioade complicate. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim! Mai mică, vreți să spuneți? Da, poftim! Emoțiile sunt băi. Vă rog, asistență, domnule președinte, doamnă șefă de cartieră, ne închinevați pe voastră. Scuzați, vă mulțumesc din suflet pentru curajare, susținere, pentru tot ce ați făcut pe care noastră. Este momentul de zâmbire, de bucurie, nu de... Pica noastră a nimerit într-un colectiv, într-un colectiv care se vede rezultatele de pe zi pe zi. Vă mulțumim și ne închinăm pe la locul. Mulțumim. Vă doresc cineva? Deci, stimați membrii comisiei, una dată asistență, vă mulțumesc pentru activitatea și efortul care l-ați dispus astăzi. Declar ședința comisiei.